Sfântul Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului și făcătorul de minuni. Sfântul Grigorie s-a născut în anul 1296 în Constantinopol. Înzestrat cu abilități intelectuale și ambiție, Grigorie a săpânit toate subiectele de studiu din vremea lui abia împlinind 20 de ani, s-a retras în muntele Athos, în anul 1316, devenind novice la mănăstirea Vatoped. Un an mai târziu, Sfântul Evanghelist Ioan Teologul i-a apărut în vis și a promis că îl va proteja pe calea sa duhovnicească. Mama și surorile lui Grigorie au devenit și ele călugărițe de la sarețul mănăstirii Glosia a învățat meșteșugul rugăciunii neîncetate, pe care o pra practică mânahi, începând cu mari pusnici ai deșertului din secolul al IV-lea. Evagrie, Ponticul și Sfântul Macarie al Egiptului. În anul 1326, Datorită amenințării invaziei turce, el, împreună cu ceilalți frați ai săi, ai schitului, s-au retras în Tensalonic, unde a fost irotunit ca preot. Sfântul Gregorie a combinat îndatoririle sale preoțești cu viața de pusnic. Cinci zile de săptămână le petrecea în liniște și rugăciune, iar sâmbăta și duminica venea în mijlocul oamenilor, slujind sfintele slujbe și predicând, smulgând oamenilor sentimentele de iubire, dar și multe lacrimi prin cuvintele sale. După reîntoarcerea din Constantinopol, Sfântul Grigorie a găsit un loc potrivit în care să vițuiască în singurătate, lângă Tesalonic, la Beria. Aici a adunat în jurul lui, în timp scurt, mai mulți călugări, care i-a îndrumat timp de 5 ani. Prin 1330, învățatul călugăr Varlaam sosea în Constantinopol din Calabria, Italia. La scurt timp, Varlaam a călătorit la muntele Athos, unde s-a familiarizat cu viața spirituală a călugărilor. Susținând imposibilitatea cunoașterii esenței lui Dumnezeu, el a declarat că rugăciunea minții era o eroare eretică. Acesta ridiculiza învățăturile călugărilor despre metodele rugăciunii și despre lumina necreată văzută de isihaști. Sfântul Grigorie, la rugămintea călugărilor atoniți, a răspuns împotriva atacurilor lui Varlaam. La Sinodul din Constantinopol, din 1341, ținut la Biserica Sfânta Sofia, Sfântul Grigorie a polemizat cu Varlaam. Sinodul a fost de acord cu punctul de vedere al Sfântului Grigorie, și anume că Dumnezeu de neatins, prin esența sa, ni se descoperă prin energiile sale, direcționate spre lume și percepute de noi, cum a fost lumina de pe muntele taborului, dar acestea nu sunt nici materiale și nici create. Ipotezele lui Varlaam au fost condamnate ca erezii, acestea fiind anatemizat și zgonit în Calabria. În 1347, Sfântul Grigorie a fost numit arhiepiscop al Tesalonicului. El a făcut multe minuni în cei trei ani dinaintea morții sale, vindecând mulți bolnavi. Sfântul Grigorie a trecut la Domnul în ziua de 14 noiembrie anul 1362, la vârsta de 63 de ani. Pomenirea lui se face în fiecare an în ziua de 14 noiembrie, dar și în duminica a doua din postul mare. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin.